Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Astăzi discutăm despre un subiect extrem de interesant. Vorbim despre componența Consiliului Local Făgăraș, despre consilierii locali făgărășeni. Noi ne-am întrebat, oare făgărășenii cunosc pe consilierii locali? Din acest motiv, deși noi am lansat de mai multă vreme invitația ca aleșii urbei noastre să vină în studio rând pe rând și să dezbatem împreună problemele comunității. Iată că s-a întâmplat acest lucru. Au început să răspundă invitației, pentru prima dată e foarte bine, un consilier local. Așadar, în studio am invitat astăzi pe domnul Iancu Boieriu, consilier local din partea Partidului Național Liberal. Domnule Boieriu, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Înainte să începem discuția noastră, aș vrea să urmărim un scurt material. Îi cunoașteți pe consilierii locali făgărășeni? Pe unul dintre ei, da. Sunteți mulțumită de activitatea Consiliului Local? Nu prea știu exact ce se întâmplă pe acolo, văd doar ce se întâmplă prin oraș și e loc de mai bine. Ce credeți că ar trebui să facă consilierii locali? Multe. Multe. În primul rând să fie o coeziune între ei. Coeziune între ei și cu cel de sus, cu primarul, cu viceprimarul, să colaboreze. Am înțeles că nu este o unitate. Ar fi bine dacă s-ar promova ideea asta. Ce credeți că ar trebui să facă consilierii locali pentru Făgăraș? Ce ar trebui să facă? Păi, în primul rând, ar trebui să se uite așa puțin în jur și să arate orașul cumva a municipiu, nu a țară. Cel puțin străzile laterale sunt groaznice, este ceva de nedescris. Aibă grijă de oameni, bineînțeles. Cei care i-au ales. Cunoașteți consilierii locali făgărășeni? Nu prea. Așa restul mai văd în televizor, dar numele nu știu la toată lumea. Ce credeți că ar trebui să facă pentru oraș? Păi, face destul frumusețe la oraș, nu? Acum în cartierul nostru face trotuarul și... Na, așa că nu știu ce să zic. Faptul că au ținut un an întreg șoselele nereparate, e în primul rând vina lor. Și după aceea celorlalți, dar ei sunt de vină. Nu am o părere bună. Ce ar trebui să facă, în opinia dumneavoastră, un consiliu local? Să arate orașul frumos. Să n-au adus până acum investitori, care e cea mai importantă problemă. Am revenit după acest material. Ați văzut despre ce este vorba. Vreau să vă întreb ce părere aveți. Cum comentați? Sunt de acord că oamenii din Făgăraș și nu numai cei care stau pe lângă Făgăraș, în comunele de lângă, nu cunosc foarte bine sau cunosc prea puțin care sunt aleșii locali consilieri. Probabil că cel mai mult persoanele implicate efectiv în structurile de partid cunosc cine sunt consilieri locali și nici aceștia, constatăm cu neplăcere că nu cunosc nici ei exact componența Consiliului Local și care sunt, nu știu, să zic, cei mai activi sau cei care susțin mai mult sau mai puțin inițiativele legislativului sau ale executivului. Într-adevăr, am văzut și acest reportaj și vedem că în funcție de categoriile de oameni, ei pun mai mult accent pe executiv și cunosc activitățile primarului, viceprimarului sau efectiv a celor din primărie, angajaților din primărie, decât activitățile consilierilor locali. Domnule Boieriu, ați văzut ce spun oamenii, în principal se referă la starea dezastruoasă a drumurilor, de șantierul apei care se desfășoară haotic în opinia lor. Da, într-adevăr am văzut ce a spus una dintre persoanele pe care le-ați intervievat și într-adevăr cunoaștem și conștientizăm și acceptăm faptul că în momentul de față lucrările din Făgăraș la acest mare proiect de intervenție subterană unde se schimbă apa și țevile de apă și canalizare creează un mare, mare disconfort. Nu este însă, am văzut dorința unei persoane ca consilierul local să implice mult mai mult. Noi facem și noi sesizări către administrativ, către executiv, către domnul primar, către domnul viceprimar,
către cei de la APA Serv, să nu credeți că de câte ori ne întâlnim și cu domnul director Manta de la Făgăraș, că nu îi atragem atenția la toate nemulțumirile care se ni se transmit de la cetățeni. V-am văzut și la ședințele acelea când vine și constructorul, vine și da. Firma din București, reprezentanții da, firmei. Vedeți că atunci mereu primăria și domnul primar a pus accent pe repararea străzilor care deja au fost sparte, lucrate, unde s-a intervenit deja. Pentru că problema cea mai mare este că s-au continuat lucrările fără să se repare ceea ce s-a spart înainte. Asta creând cel mai mare disconfort. La fel și modul în care ei lucrează, tehnica, oamenii, echipamentele, nu știu, poate că nu lucrează la fel de organizat cum vedem în altă parte, că de foarte multe ori se dă exemplul Brașov, unde într-adevăr se lucrează altfel. Asta ține strict de calitatea constructorului și a oamenilor care de specialitate pe care i-are el în echipa care lucrează. Am văzut acum că s-au stopat aceste lucrări de săpătură și domnul primar a cerut constructorului la ședința la care a fost și domnul secretar de stat de la Ministerul Fondurilor Europene invitat să inverseze echipele de lucru. Mult mai mult să fie la asfaltare decât cei care sunt la spart și nici nu le-a mai dat autorizația de săpătură, din câte știu, până nu se repară în mare parte din ceea ce deja este nereparat. Unii intervievați mai spuneau ceva. Nu s-au adus investitori la Făgăraș. Iarăși, depinde de Consiliul Local acest lucru? Sau ce credeți? De ce depinde nu... și de Consiliul Local. La urmă și consilierii locali pot să vină cu inițiative, cu idei, cu finanțatori, cu firme, cu investiții străine în principal, chiar și investiții românești. Ține și de Consiliul Local. Nu știu dacă unii din colegii mei au avut mari inițiative în acest sens sau mari demers în acest sens și vreun din consilieri, din colegii consilieri sau domnul primar sau domnul viceprimar să nu le susținem. Într-adevăr, trebuie și acestea bine gândite și bine puse în practică. Din câte înțeleg, cea mai mare problemă este că primăria în acest moment nu are teren să îl pună la dispoziția potențialilor investitori. A fost un teren care a fost pus la dispoziția celor care au încercat să facă un parc fotovoltaic. Înțeleg că acum dorim să luăm înapoi acel teren și să-l dăm parcului industrial sau care administrează și zona aceea, să-l dăm ca greenfield, cum cer în ziua de astăzi investitorii, să aibă un teren liber unde să-și ridice exact construcția pe care o doresc și la care să aibă acces de drum, apă, utilități. Iată, avem în față un tânăr care a intrat în politică, un tânăr politician, pot să spun. Vreau să spuneți, cum definiți politica? Nu știu dacă pot să dau eu definiția politicii, dar pot să o spun cum o înțeleg în ziua de astăzi și la ceea ce trăim, cei care suntem angrenați și politici, la ceea ce vedem mult mai sus la televizor. Pot să zic că în ziua de astăzi politicienii nu neapărat, sau politica nu mai este definită neapărat prin doctrina partidului. Până la urmă este normal ca măsurile care poate sunt de stânga să le adopte și partidele care sunt de dreapta și invers, pentru că sunt măsurile în beneficiul primul și primul al cetățeanului. Nu chiar dacă poate a fost o măsură de stânga cea cu mărirea pensiilor pentru copii, adică o măsură mai socială, a fost promovată în primul rând de colegii parlamentari PNL. Și inițiativele care sunt din partea celor de stânga sunt la fel de bine susținute, dacă sunt în folosul cetățeanului și al interesului național, sunt susținute de partidele de dreapta. Vedem că foarte mulți politicieni pleacă și de la un partid la altul și nu ține neapărat cont de o doctrină, ci de ceea ce pot să facă ei mai bine din locul în care sunt. Și atunci nu știu. Și atunci vă întrerup mai puțin, că v-ați referit la majorarea alocațiilor, a fost o măsură, mă rog, doar că e vorba, o măsură socială, doar că e vorba, și acum vreau să facem așa o paralelă, doar puțin, pentru că ați deschis acest subiect, da? Legislativul făgărășan, la acest nivel, Parlamentul de la București, la alt nivel. Majoritatea în Consiliul Local Făgăraș o constituie Partidul Național Liberal, majoritatea la Parlamentul din București, iată, o constituie PSD, UNPR, PC, da? Haideți să vedem un pic și PNL, da, vreau să stabilim așa puțin raportul de forțe. Da, în
Consiliul Local Făgăraș, PNL-ul, într-adevăr, de când au fost ultimele alegeri, are o majoritate, însă are o majoritate care a susținut și inițiativele colegilor din partea PSD-ului. Nu totdeauna. Trebuie să știe lumea că sunt 19 consilieri locali la Făgăraș. Da? Vreau să le explicați dumneavoastră că sunteți consilier local. Și un pic așa, dacă puteți să le explicăm oamenilor culoarea politică din Consiliul din Local. Din 19 consilieri locali pe listele inițial PNL-PC, cum s-a candidat, au fost aleși 11 consilieri, 5 din partea PSD, 2 din partea vechiului partid PDL, care acum prin fuziune suntem un singur partid PNL, și un coleg consilier avem de la UNPR. E perfect. Acum lumea se întreabă, și mă rog, nu vorbesc despre cei care știu, se întreabă că o inițiativă cu care, de exemplu, nu e de acord o anumită parte din Consiliul Local ar putea trece doar dacă e votată de majoritatea consilierilor locali. De aici vreau să ne legăm puțin apropo de politică, doar că ceea ce mi-a spus dumneavoastră îmi place din ce punct de vedere. Îmi spuneți, și sunteți o sursă de încredere din moment ce sunteți consilier local, că multe dintre proiectele de hotărâre din legislativul făgărășan în beneficiu comunității au trecut prin buna colaborare a dumneavoastră, indiferent de culoarea politică. Da, a fost o bună colaborare. Aici, dacă faceți referire și stau să-mi amintesc în decursul celor 3 ani de când sunt consilier local, a fost o singură inițiativă a unui coleg consilier, putem să și spunem de la UNPR, Alexandru Sas, care a fost un pic retrimisă spre a fi altfel promovată sau pusă în practică. În rest, toate hotărârile de consiliu sau propunerile au trecut prin Consiliul Local și chiar a fost până acum o înțelegere foarte bună. Au mai fost puncte de vedere diferite și sunt și vor fi tot timpul fiecare consilier. Atunci nu e democrație. Dar au trecut cam toate, sau sigur cele care au fost în folosul Făgărașului au fost susținute de ambele, de consilierii tuturor partidelor. Eu mi-amintesc două lucruri petrecute recent, unde nu au fost așa concordanțe și vă și spun. Comisia ANL, unde da? Consilierii social-democrați au fost nemulțumiți că majoritatea este din liberal formată, comisia aceea de... Da? Partea de majorare a tarifelor pentru serviciile de apă canal, unde din grupul celor 5 social-democrați, 3 au votat împotrivă și 2 au votat pentru. Da. Eu vi le spun pentru că noi suntem prezenți la ședințe și noi cam... Da, referitor la primul subiect cu comisiile de la ANL, că toți suntem acum în ultima etapă de atribuire a locuinților, fac parte din comisia de verificare a contestațiilor, comisia de contestații, alături de un coleg PSD, un coleg din partidul PC și încă un coleg de la PNL. Au fost 3 contestații la ceea ce au fost. Am făcut răspunsurile urmând ca acum în viitoarea ședință sau în ședința de luna următoare să fie aprobat tabelul final. Acolo în comisia de ANL-uri vă spun că punctajele sunt foarte bine definite. Se dau un număr de puncte, acum cer scuze dacă nu sunt chiar exact, dar se dau un număr de puncte pentru vechimea cererii. Dacă este de la un an la 2 ani, se dau 3 puncte, după care pentru fiecare an în plus se adaugă, cred, câte 3 puncte sau nu vreau să induc ceva în eroare, este un criteriu foarte clar de punctaj. Pentru cei care sunt căsătoriți sau necăsătoriți, se acordă un anumit punctaj. Pentru persoanele care au 1, 2, 3 copii, se face o diferențiere de punctaj. Pentru cei care locuiesc în chirie sau tolerați în spațiu cu părinții, cu bunicii, în funcție de acest tip de stabilire pe care l-au ei, primesc un anumit punctaj mai mare pentru cei care stau în chirie. La fel se calculează și se face o departajare și față de suprafața locuibilă și se acordă puncte până la 12 metri pătrați, între 12 și 15 metri pătrați pe persoană se face o departajare de punctaj. Deci sunt punctaje foarte clare, foarte bine atunci definite. Pot fi erori. În momentul în care, cum am găsit, chiar o singură eroare am găsit la cele 3 contestații de 2 puncte, unde, nu știu, din calcul, din grabă, din viteză, probabil colegii n-au observat o persoană care a trebuit să primească 2 puncte în plus, ceea ce nu schimbă oricum foarte mult sau...
Ce a nemulțumit pe colegii dumneavoastră? Ce credeți? Nu pot, ar trebui să invitați pe dânsii să vă spună, chiar nu știu. Deci acolo nu se pot face cum se vorbește, fel și fel de intervenții sau... Bine, discuția e mult mai veche, nu trebuie să vă spun eu, că știți că există suspiciuni de mai mult timp și au existat. Da, nu am făcut parte din comisie decât de partea de contestații și numai aspectul acesta știu de departajare, care chiar l-am și fiecare cetățean poate și cred că dacă n-a primit putea să ceară criteriul acela de cum se stabilește punctajul, putea să-și calculeze singur punctajul și să verifice dacă corespunde cu ceea ce este în tabelul afișat la primărie. Bun, dacă am pomenit și despre tarifele la apă, canal, acum eu nu discut de grupul social-democrat, dânsii știu dacă 3 au votat împotrivă și 2 pentru, e problema dânșilor, așa cum spuneam, o să intre pe dânșii când o să vină în studio. Vreau să vă întreb de grupul liberal. Întotdeauna sunteți pro toată lumea sau și acolo nu există? Cum vedeți și aici la această decizie în care spuneți că și colegii PSD unii au înțeles într-un fel, în alt fel această majorare. Nici la noi între colegi nu toți au fost de acord cu această majorare. Unul dintre cei mai vehement susținători a fost chiar viceprimarul. Dar asta nu a făcut ca grupul să voteze unitar după decizia unei persoane din conducere și fiecare a gândit și a votat cum a crezut de cuvință. Deci chiar și în grupul PNL sunt persoane care nu au votat. Unii înțelegem într-un fel, unii au alte argumente de nivelul fiecăruia de a percepe acest moment al majorării tarifelor. A votat cum a considerat de cuvință, dar era un lucru care nu putea fi evitat din câte am înțeles, pentru că așa ne-am asumat atunci când am intrat în această asociație și s-au accesat aceste fonduri. Într-adevăr, au fost niște lucruri care le-am înțeles că din care puteam să luăm și o decizie altfel, însă urma ca din bugetul local, din câte am înțeles, să susținem oricum această diferență ca un fel de subvenție, cum se susține și pentru termoficare, de exemplu. Asta este ceea ce am înțeles. E clar, o să discutăm și despre cariera dumneavoastră politică și despre... vreau să ne oprim acum la legislativ, că e foarte important, doar atât vreau să punctez pentru telespectatori, fiindcă așa mi-am propus să-i aducem să înțeleagă și să cunoască consilierii locali și activitatea consilierilor locali și pentru că ați pomenit de domnul viceprimar, care este Cătălin Cârje, vreau să le spunem că dânsul are și calitatea de consilier local. Da, da. Asta am și spus, că el s-a opus în acest vot. Chiar în comisiile naționale care se formează în structurile de partid, au fost colegi care susțineau vis-a-vis de acest legea și după cum funcționează administrația publică, că nu este într-un fel normal ca, făcând parte și din executiv, dacă un consilier sau primarul sau viceprimarul nu susține un punct de vedere, dacă majoritatea a decis un lucru, el trebuie să-l pună în aplicare chiar dacă el n-a fost de acord cu acest lucru. Și asta nu știu cum va cum fi reglată pare, da, la nivelul legilor din Parlament, că într-adevăr eu să nu spunem, poate crea o nepotrivire. Și o nepotrivire, exact. E clar. El, acum că și primarul și viceprimarul trebuie să pună în aplicare ceea ce decid consilierii. Chiar dacă poate nu au fost sau au transmis un mesaj altfel decât noi l-am văzut și susținut. Și aici e o confuzie. Iată că ne-am luat cu vorba și v-am zis, discutăm și despre cariera dumneavoastră politică și acum, înainte de a trece iarăși la legislativ, că e foarte important, da? Și iarăși vreau să le explicați telespectatorilor noștri ce înseamnă legislativ și ce înseamnă executiv. Da. Legislativul, consilierii locali care fac parte din legislativ sunt cei care iau deciziile propriilor inițiative, fiecare consilier poate să vină cu o inițiativă în consiliu local sau inițiativele care reiesc din activitatea executivului. Normal, vin oamenii direct la primărie cu fel și fel de probleme, după care trebuie să întocmite proiecte de hotărâre pe care noi le gândim, le analizăm în comisii. Avem 6 comisii, lucrăm 3 într-o zi, 3 într-alta și câteodată când timpul nu permite sunt subiecte mai importante, lucrăm la comun ca să nu le dezbatem separat. Cele 6 comisii funcționează, acolo dezbatem toate propunerile care vin și din partea executivului și celor care lucrează în administrație și întâlnesc probleme și inițiativele colegilor consilieri le adoptăm, după care în ședința de plen
în urma votului se decide care dintre ele primesc care aviz favorabil și care primesc aviz negativ. Suntem în luna iunie, dacă mă uit în urmă, acum 3 ani, în sala dietei, avea loc o ceremonie importantă care era una de investire în mandatele câștigate în urma alegerilor locale. Deci iunie 2012 a însemnat că s-a câștigat primăria de către Partidul Național Liberal, s-a câștigat o majoritate importantă în Consiliul Local, în legislativ, așa cum spuneam. Au trecut 3 ani, domnule Boieriu. Cum au fost acești 3 ani pentru dumneavoastră în calitate de consilier local? V-a simțit bine în legislativul făgărășan? Mă refer aici la muncă, la colaborare cu colegii dumneavoastră. Pot să spun, ca fiind boboc în Consiliul Local, la primul mandat, că primii 2 ani au fost și de acomodare și de a învăța. Mereu mergeam, puneam întrebări la secretariat, la șefii de departamente din cadrul primăriei, la domnul primar, la domnul viceprimar, la colegii care aveau mai multă experiență din mandatele trecute. Am preluat și funcția de secretar la 2 comisii, cea de urbanism și cea de integrare europeană, și am încercat să învăț în primii 2 ani. A fost, să spunem, un puțin mai confortabil mai acești 2 ani. Și din punct de vedere al bugetului care l-a avut Făgărașul până în acest an și a faptului că nu au fost aceste grele intervenții în oraș, vorbim de lucrările de apă și canal, care creează un disconfort și într-adevăr acum se simte și nemulțumirea cetățenilor, ceea ce înainte poate nu era în primii ani până nu s-a început acest șantier. Dar avem datoria să mergem înainte și să venim cu propuneri și idei prin care să susținem dezvoltarea continuă a Făgărașului și nu văd de ce ar fi acum neapărat un an mai greu decât din punct de vedere al faptului că se apropie un an de alegeri și vor fi probabil fel și fel de șicanări între colegii din celelalte partide. E clar, se apropie iarăși alegerile locale. În toată această perioadă, dumneavoastră ați urcat pe scara politică. Vreau să ne spuneți care este activitatea dumneavoastră politică prezentă și cum s-a desfășurat ea la nivel local, am înțeles că și la nivel județean. Da, am început cariera politică în Partidul Național Liberal ca președinte al organizației de tineret. Din această perspectivă am și intrat în Consiliul Local de pe un loc eligibil. Partidul Național Liberal în general a susținut tineretul și aripa tânără a partidului a fost foarte mult promovată. În urmă cu 2 ani, la alegerile interne la nivel județean, am candidat pentru un loc în biroul județean al Partidului Național Liberal, iar acum 2 ani era strict pe vechea structură, și am obținut funcția de vicepreședinte la nivel județean. Ulterior, în urma fuziunii cu Partidul Democrat Liberal, îndeplinesc funcția de copreședinte al Tineretului Național Liberal Făgăraș, pentru că funcționăm cu conducere din partea ambelor partide, acolo unde nu reușim să ne formăm sub o singură conducere sau unde o parte din, să zic, vechiul PDL sau vechiul PNL nu exista, acolo normal s-a făcut numai pe structura care există. Cum vă înțelegeți? N-au ieșit scântei? Că știu că existau opinii așa divergente. Încă pot să spun că la nivelul nostru de tineret, unde v-am spus avem 2 copreședinți, este colega Magda Cențiu din partea vechiului PDL, noi lucrăm foarte bine. Într-adevăr că poate sunt anumite lucruri care fiecare și le dorește să le facă cum dorea sau cum era obișnuit și acum trebuie să ne adaptăm. În schimb, la nivelul nostru de tineret nu sunt așa mari discuții. Nu credeți, nu credeți că vor fi când vor fi întocmite listele pentru candidaturile din 2016? Nu știm încă cum se vor întocmi aceste liste și care sunt criteriile. Pe criteriul organizatoric în cadrul partidului, la seniori este o hotărâre clară a Biroului Național adoptată în Consiliul Național, cum funcționează. În schimb, la structura de tineret, care este o structură care funcționează pe lângă structura națională și nu este direct supusă cele locale, nu s-a făcut încă un regulament exact și precis în care să se scrie cum se face această organizare.
Și atunci nu știm încă dacă în, la următoarele liste vor fi nominalizări pe structuri de tineret, pe structuri ale vechilor partide, la fel cum se mergea în alianță în care fiecare partid avea o reprezentare, o reprezentativitate în acele liste. Și nu știm încă ca să putem... Nu are rost să avem acum discuții nu între știți. Noi și, sperăm, și nu. Vrem să nu avem, să Corect. Armonizăm. Nu știți, dar noastră trebuie să știți ce veți face în viitor. Veți mai candida? Inițial și am plecat cu gândul de a merge spre structura de Consiliu Județean. Mi-aș dori să am, ca orice persoană care se implică în politică, și o creștere, fie pe structura politică, fie pe cea administrativă. Și nu spun că nu am avut tot timpul acest gând de a merge spre Consiliu Județean, ținând cont că echipa care administrează Făgărașul, aveam mare încredere în ea și vedeam că o echipă foarte stabilă care poate să ducă proiectele care le-a început mai departe și în ideea în care de acolo poate ajuta mai mult. În momentul de față, Făgărașul și mai ales pe vechea structura Partidului Național Liberal nu are, PNL-ul nu are un consilier județean. Este acum domnul Mareș, care este prin fuziune care a venit din partea PDL-ului, dar noi nu am avut și de asta la momentele acelea gândeam că aș vrea să fac acel pas. Acum și pe aceste structuri o să fie multe discuții la nivelul conducerii județene și... Bun, ați avea un atu referitor la întrebarea pe care vreau să vă adresez acum. Ce inițiativă legislativă ați fi vrut să fie adoptată din punctul dumneavoastră de vedere aici la Făgăraș și poate ați reuși să o vedeți pusă în aplicare la Consiliul Județean Brașov? Un răspuns care nu m-am gândit exact ce poate veni mai mult din sprijinul județean decât din sprijinul Consiliului Local. Primele măsuri care se iau în cadrul Consiliului Local, singurele lucruri care poate nu se pot realiza la fel de ușor sunt din cauza părții financiare. Dacă înainte banii veneau prin consiliile județene și consiliile județene susțineau fiecare din zona în care proveneau anumite proiecte, acum lucrurile stau puțin mai diferit și nu știu, nu-mi dau seama acum, nefiind nici acolo exact în Consiliul Județean, să știu cum se derulează lucrurile în prezent. Ce mi-ar place foarte mult să văd și ceea ce doresc să susțin și să prezentăm cât mai mult publicului este proiectul pe care îl avem pentru Făgăraș, acela de realizare și PUZ, care este în ultima etapă de aprobare a centrului vechi, centru istoric și legătura cu cetatea Făgărașului, despre care cred că cetățenii nu cunosc încă foarte multe detalii, deși au fost dezbateri publice, în calitate de secretar al Comisiei de Urbanism, cunosc mai în detaliu și aș vrea să prezentăm cetățenilor ceea ce se dorește a se face. Probabil că doar prin finanțare de la bugetul local suntem conștienți că nu se poate, dorim o finanțare europeană, dar la fel de bine dacă se putea o finanțare de la Consiliul Județean și aș fi fost acolo, aș fi susținut acest lucru, pentru că este o viziune foarte bună asupra centrului vechi al Făgărașului și a legăturii cu cetatea. Un PUZ făcut de cei care au făcut și cetatea Alba Iulia și toată zona aceea istorică și, într-adevăr, poate fi pentru Făgăraș o schimbare mare la fața civilului. Dacă s-ar pune în practică, turistic. Ar fi nemaipomenit, am fost și noi Suntem prezenți. Suntem convinși că se va pune în practică, sunt proceduri, acum este spre finalizare proiect tehnic, acolo avem exact valorile și costurile pentru tot ceea ce ne propunem și, în funcție de cum putem, din bugetul local o să alocăm sume pentru a începe aceste lucrări sau o să așteptăm strict programele de finanțare europeană? Să dea Dumnezeu să fie banii în bugetul local. Acum, pe final de emisiune, sunteți făgărășan. Ce credeți că i-ar mulțumi pe făgărășeni? Ce așteaptă ei de la conducerea orașului, care, așa cum am spus la început de emisiune, înseamnă nu numai executivul, înseamnă și legislativul, că și legislativul pune umărul la da. Inițiative. Suntem convinși și știm și toți simțim că principala nemulțumire este acum starea drumurilor și cred că cu toții și-ar dori să se revină cât mai repede la starea care a fost inițial. Avem semnat cu Ministerul Dezvoltării și un contract pe PNDL pentru reabilitare străzi. Vedem acum în funcție de sumele alocate de la guvern și cât se poate reabilita în afară de ceea ce înseamnă reparațiile care trebuie să le facă cei de la Apă Canal Sibiu. Este un proiect de asfaltare din bordură în bordură și cred că asta este cea mai mare dorință a cetățenilor să readucem Făgărașul din punct de vedere al carosabilului. După aceea, normal, locuri de muncă. Aia este.
pentru acolo că este o durere mare a făgărășinilor și foarte mulți sunt plecați, știm acest lucru, vedem vara când se întorc acasă, dar și pentru cei care se întorc trebuie să facem și partea aceasta de noroc că se mai întorc, ca să se vadă schimbarea, să-și dorească să mai vină, cum spuneți, să fie... În schimb, vedem că studenții rămân foarte mulți în orașele mari, este într-un fel normal. Făgărașul, vedeți, este între Brașov și Sibiu, nu este aproape de niciunul dintre cele două mari orașe din punct de vedere geografic, cum are noroc să spunem, nu știu, Râșnovu, Cristianu, Zărnești, unde investitorii merg și spre aceste localități, fiind foarte aproape de un pol mare economic, nu numai al județului, ci și al țării. Brașovul, și din punct de vedere turistic și economic, este un... Sunteți tânăr, faceți lobby pentru acest aspect, nu știu, găsiți o variantă. Apropo, în afară de consilier local, în afară de politică, cu ce vă ocupați? Lucrez alături de mama mea la birou de proiectare, mama mea fiind arhitect, lucrez în acest birou de proiectare și împreună cu un prieten și un coleg lucrăm la proiecte de finanțare prin fonduri nerambursabile. În primul rând ne-am axat și am susținut am mers pe proiectele sociale. De asemenea, îl sprijin mult și îl ajut în problemele pe care le are de făcut și nu reușește prin personalul redus care îl are sau poate nu foarte bine pregătit pe tata care este și el primar și de multe ori mă duc să-l reprezint, să rezolvăm, nu știu, avize, fel și fel de discuții care, asta e nemaipomenit. Asta e nemaipomenit, e un merit deosebit pentru un tânăr, dar eu insist, având în vedere că sunteți tânăr, având în vedere că sunteți angrenat în astfel de activități, că deja știți cu ce se mănâncă un consiliu local, poate vă vin idei, poate interacționați cu tineri din partidul dumneavoastră și găsiți o modalitate de a scoate acest păgăraș din zona Cemușie. Cu siguranță la acest lucru mă voi implica foarte mult. Chiar am avut o discuție cu anumiți colegi în care le spuneam că n-aș mai vrea să mă axez atât de mult pe partea politică cum am făcut-o până acum și să mă axez un pic mai mult și pe partea administrativă, de a veni cu idei, cu proiecte, sau de a susține mai mult pentru a se face mult mai repede ideile care le au în momentul de față cei din executiv, domnul primar, domnul viceprimar. Aici aș puncta, apropo că ați ridicat și problema de nivelul de a susține creșterea prețului apei. Vă spun și aveam o idee să vă spun și despre partea de termoficare, de ecoterm. Așa. Unde colegii PNL am susținut acest proiect de care a venit la solicitarea finanțatorilor germani, unde colegii, de exemplu, PSD nu au susținut deloc acest proiect. Pe ce motiv? Ce vreau să spun aici este că în proporție 90% lucrările care și le-au asumat sunt deja efectuate la rețea, la rețeaua de distribuție, la partea de termoficare, nu mai vorbim acum de lucrările de apă, canal, ci de termoficare, de ecoterm. Da, pentru că în Făgăraș sunt două șantiere. Am discutat cu domnul director în luna septembrie-octombrie, cu siguranță vor finaliza lucrările atât de cele de rețea, cât și cele de la stația de cogenerare, care se face pe centura de ocolitoare a Făgărașului, vis-a-vis de zona franceză. Am înțeles că luna viitoare vor veni din Austria, să nu știu de unde, acele aparate care vor produce stația de cogenerare, efectiv motoarele de cogenerare. Și în urma acestui proiect, în momentul în care va intra în rețea și vor pune la fiecare om, la fiecare scară, la fiecare apartament, vor monta repartitoarele acelea separate, cum este în momentul de față la gaz și la curent, fiecare va plăti exact cât va consuma. Și cea mai bună veste care vrem să vedem și pus în practică este că de la 302 lei sau 308 lei, cât este acum gigacaloria, se va ajunge la un preț de până în 200 de lei. Ceea ce este o 30% reducere la prețul gigacaloriei. Deci sunt și lucruri bune, nu numai măsuri. Așa, care... așa este, aveți dreptate. Domnule Boieriu, ceea ce vreau să spun este că, legându-mă de acest subiect, încă o dată lansez invitația consilierilor locali, fiecăruia în parte,
să vină la, în acest studio, la televiziunea Nova Făgăraș, să dezbatem punctual toate problemele. Spre exemplu, când o să vină consilierii social-democrat, pentru că am lansat invitația, vor explica dânsii de ce nu au fost de acord sau de ce au fost de acord și așa mai departe. Și concluzionând acum, e grea această menire de a fi ales local, de a fi persoană publică într-un orășel de provincie? Este grea, pentru că lumea are așteptări și oamenii care, în primul rând, oamenii care te cunosc, oamenii care te cunosc din activitățile care le faci, care te cunosc, nu știu, din liceu, din familie, din alte împrejurări și îți mai atrag atenția și spun niște lucruri care trebuie să le demontezi de multe ori în fața lor, să le aduci argumente, să-i faci să înțeleagă. Nu este ușor față de o persoană care își vede poate strict de, nu știu, propria afacere, de serviciu care îl are și nu implică și o imagine publică. Într-adevăr, vă spun că vin și la noi și tineri din și din familie și încerc să le explic fel și fel de lucruri și încerc să cunosc din toate domeniile pe care ei mă întreabă. Este greu să cunoști chiar fiecare detaliu din tot ce înseamnă un oraș. Că se întâmplă ceva mai... Un oraș, o comună unde ai și spital, și licee, exact, și mai puțin și bine, structuri. Sau de la spital, cum spuneați că iarăși e un punct nevralgic, da, acolo. Vă gândiți oarecum, nu e prea comod așa când ieșiți pe stradă, vă gândiți oare, mă întreabă oamenii acolo la spital, de ce nu sunt fonduri? De ce merg lucrurile? Sunt multe, multe lucruri care oamenii ți le ridică, ți le întreabă și te gândești, vai, de ce nu știu să-i răspund poate la subiectul X. Te duci, întrebi ca data viitoare sau imediat să poți să-i răspunzi și asta face ca pregătirea și experiența să se ducă treptat de la an la an spre a fi mai, și mai, să spunem, eficient, a înțelege mai bine lucrurile, de a susține lucrurile care cu adevărat contează. Apropo din nou de colegii, că spuneți, din PSD, nu pot să fiu de acord cu dânsii când spun că nu susțin ceva, dar nu vin cu varianta alternativă sau nu susțin ceva pentru că, dar noi vedem lucrurile așa, nu putem să spunem numai că nu e bine, că se face rău, că lucrurile nu merg bine, dar fără să venim exact și cu propunerea concretă. Le-am spus colegilor că dacă nu au încredere că o propunere care eu o fac nu ar trece pentru că vine din partea lor, eu le-o promovez. Eu încerc să spun, dacă fiat, ați lăsat acum un drept la replică până la urmă, da? Nu, dar... Să vină să explice cu alte le cuvinte? Le spun să vină și cu propuneri exacte la ceea ce nu susțin. Că au fost și lucruri bune făcute. Vedem cum funcționează, nu știu, din punct de vedere cultural, acum, nu știu, poate Casa de Cultură a fost amenajată și avem un program foarte intens acolo de evenimente culturale. Au fost 300 de spectatori în medie la spectacole care au fost și, dacă nu mă înșel, în jur de vreo 10.000 până acum, ceea ce mi se pare foarte bine. La cetate, exact. Vedem în ultimii 2 ani influxul de turism care a crescut. Dar, într-adevăr, cu norocul promovării și cu șansa, să nu spunem, cu promovării la nivel internațional, dar ulterior cu ceea ce s-a realizat în cetatea Făgărașului, cu amenajările de sălilor care înainte erau închise, chiar și acum cum am avut inaugurarea sălii tronului, a turnului Tomori. Da, deci practic care... v-ați unit, v-ați dat mâna și iată că au ieșit și lucruri bune. Eu vă doresc mult succes. Mulțumesc. În continuare, așa cum spuneam, îi așteptăm și pe colegii noastre de Consiliu să vină să justifice și să spună către făgărășeni, practic, nu către noi, pentru că noi, practic, suntem cei care le dăm posibilitatea să spună cum își desfășoară activitatea. Încă o dată, vă doresc mult succes, atât mulțumesc. În activitatea personală, cât și în politică și vă mai aștept cu noutății în studio. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!